eveniment important pentru noi astăzi, deoarece punem în funcțiune sistemul sau obiectivul extindere sistem de canalizare în satele Șui și Rudeni, un obiectiv mult așteptat de noi și având un rol important în viața de zi cu zi a locuitorilor din comuna Șui. Acest sistem de canalizare are o lungime de 18 km, mai precis 17 km 886 metri liniari, o conductă de refulare de 2 km 884 metri liniari, un număr de 12 stații de pompare, beneficiază un număr de 400 de gospodării, a fost finanțat prin PNDL 1, Programul Național de Dezvoltare Locală. Vreau să subliniez și să aduc aminte, să vă readuc aminte că noi pe PNDL 1 am avut două proiecte, sistem de alimentare cu apă în satele Paltenu, Păuleni, Anculești și Cătun Moșteni, cu un număr de kilometri și de 20 de kilometri de apă, pe care locuitorii din cele trei sate beneficiază, începând cu 2016, și pe PNDL 1, o lucrare de o anvergură și de o complexitate mult mai mare, canalizarea, care reușim astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, să o punem în funcțiune. La Șuici, aici, la poarta Făgărașului, dumneavoastră sunteți cel mai iubit dintre cetățeni, fiindcă ați reușit de fiecare dată ca cei de la Șuici să găsească în dumneavoastră și un om apropiat, foarte chipzuit, echilibrat, dar în același timp un campion la obținerea de fonduri, fie că vorbim despre fonduri naționale, fie că vorbim despre fonduri europene. Fiindcă mă uitam înainte de a veni la Șuici puțin pe fișa localității dumneavoastră și în momentul când am făcut calculul câți bani ați reușit să aduceți la Șuici, inclusiv acum pe Angel Salini, mă gândeam ce primar eficient au șansa să aibă cei de aici de la Șuici, care au avut inteligența de a vă alege primar, de a vă realege primar și pentru care ați reușit să faceți lucruri concrete, foarte concrete. Acum, noi suntem la inaugurarea unei canalizări. Dar cred că până la urmă, în momentul când veți finaliza Angel Salini, practic veți avea canalizare, alimentare cu apă și asfalt în toate satele localității dumneavoastră. Toate aceste lucruri n-ar fi putut fi posibile dacă nu ar fi existat o echipă. O echipă și puternică, dar mai ales unită, formată din consilierii dumneavoastră locali de la Șuici, din dumneavoastră, din cei care lucrează în primăria Șuici, care au fost de fiecare dată alături, și nu în ultimul rând, administrația județeană, Consiliul Județean, se uitau domnii vicepreședinți pe drum pe alocări și, practic, în ultimii 2 ani s-au dublat alocările date pentru localitatea dumneavoastră. Și nu în ultimul rând noi, parlamentarii, fiindcă să știți că este foarte important să se știe că niciunul dintre aceste proiecte nu ar fi putut fi realizate dacă n-ar fi existat un proiect de lege votat de Parlament care să instituie aceste programe naționale de investiții, așa cum am avut acum Angel Salini, și unde opinia noastră a fost foarte diferită de a colegilor din alte partide, o spun foarte deschis, USR și AUR, care spun că nu este nevoie de bani dați de la guvern pentru dezvoltarea localităților, fiindcă localitățile ar trebui să se dezvolte doar din surse proprii. Și la momentul de față este o localitate așa cum trebuie să fie toate localitățile din România, cum ar trebui să fie și să oferă condiții decente de viață. Din informațiile pe care le avem, săptămâna următoare, domnul primar, urmează să semnați contract de canalizare pentru satul Ianculești, care este pe Angel Salini. Tot pe Angel Salini, Consiliul Județean are tot în Ianculești, după ce amplasăm canalizarea, o să venim să asfaltăm acel drum până la limita cu județul Vâlcea. Am văzut o mulțime de filmulețe pe Facebook vis-a-vis de acel drum. Nu putem să punem asfaltul înainte, după care să venim să stricăm și să facem canalizarea. Nu putem. Tot în Șuici avem pe fonduri proprii ale Consiliului Județean, vom face o investiție care se află în stadiul de proiectare, asfaltarea în satul Șuici și către Cicănești.
Deci iată ce înseamnă colaborarea. În plus de asta, o foarte multe dintre investițiile care s-au făcut în comuna Șuici s-au făcut cu o cofinanțare de la Consiliul Județean și la școala despre care v-a vorbit domnul primar și la străzile care au fost asfaltate pe AFIR. Consiliul Județean a contribuit cu o substanțială cofinanțare. Eu cred că facem o echipă bună și în Șuici, facem o echipă bună și la județ. S-a tot vorbit de echipă, ăsta este secretul succesului într-o comunitate, echipa. Mie nu-mi rămâne decât să vă felicit atât pe dumneavoastră, cât și pe cei din Consiliul Local pentru că au susținut proiectele dumneavoastră și, bineînțeles, pe cei care au pus umărul și din punct de vedere tehnic la acest proiect. Cea de epurare a fost construită, executată pe PNDR, AFIR, Târgoviște, și valoarea proiectului a fost de 2 milioane jumătate de euro la vremea respectivă. A fost un proiect integrat cu afterpool-ul, cu canalizare, sistem de alimentare cu apă, asfaltare, modernizare drum Valea Podemului și dotare Cămișului. 5 obiective au fost incluse în acel proiect integrat. Stația de epurare este dată în folosință în 2013. Ea este supradimensionată pentru toată comuna și rețeaua de extindere a rețelei de canalizare din satele și Nugeri, tot aici, bine branșate, și extinderea în satele Palte, Păuleni, Ian Culeș și Pătru Moșteni, pe programul Andes Alinii, tot aici va fi branșată.